Mulțumesc, în primul rând. Dziakujem na začiatku. Și sincer, nu am văzut un stadion de care să ne fie frică, așa cum mi s-a prezentat înainte de a începe acest meci. A fost o atmosferă incredibilă și a fost un meci frumos. Felicitări! Skutočne to, čo nás včera strašili o divákoch, dnes sa nevidelo a naopak bolo to na vysokej úrovni. Felicitări oamenilor care au venit la stadion, au făcut un spectacol foarte frumos. Blahoželáme aj divákom, aj aktérom za predstavenie, ktoré predviedli pred tisíckami divákov. Referitor la meciul nostru din seara aceasta. Ce s-a tica nașo zapasul dnes večer? Am spus-o și după meciul de la București. Povedal som to aj po prvom zápase v București. Avem o echipă valoroasă. Mame cenné mužstvo. Dar fotbalul se joacă pe goluri. Ale fotbal sa hrá na goli. Iar la București noi am ratat enorm de mult. V București sme toho prestrieľali veľa. Mare sunt mulțumit de ceea ce s-a întâmplat în seara asta. Práve preto sme museli vynahradiť a som veľmi šťastný, že sa nám to podarilo dnes večer. Și sunt bucuros că ne-am calificat. A som veľmi rád, že sme sa kvalifikovali ďalej. Ďakujem pekne. Priestor pre otázky. Mulțumesc frumos. Întrebări. Felicitări, în primul rând. Cum a fost atmosfera la echipă în vestiar după această calificare? S-a simțit așa o descătușare și din partea jucătorilor? Že aká bola atmosféra medzi hráčmi po skončení tohto zápasu? Nu, n-avem deocamdată ce sărbători. Ešte nemáme čo oslavovať. Este doar primul pas pe care l-am făcut. Je len prvý krok, ktorý sme urobili pre to, čo nasleduje. Deci trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. A musíme byť pevne nohami na zemi. La pauză la 1-0 erați nemulțumiți de rezultat? Po skončení prvej polovice hry bolo 1-0. Boli ste spokojní s týmto výsledkom? No, nerám nemocný. Nebol som nespokojný. Este ceea ce ne-am dorit, să marcăm cât mai repede. Stalo sa to, čo sme chceli od samého začiatku, vsietiť čím skôr jeden gol. Tým, že adversárov sa deschide puțin joc. A tým sme potom čakali, že miestne mužstvo bude musieť otvoriť hru. Spuneți că mai ales sunteți mulțumit de ceea ce s-a întâmplat astăzi. Există și nemulțumit chiar și după 3-0 și o calificare? Nu există nemulțumit, dar există lucruri pe care trebuie să le corectăm. Și anume... Otázka zniela, či ste spokojní po dnešnom výsledku 3-0. Tréner odpovedá, že sa dosiahol cieľ, ale myslí do budúcnosti. Trebuie să tranzícia să o facem mult mai bine. Atât pozitív, cât și negatív. N-am înțeles. Tranzície. Musí sa urobiť tranzícia, aby ďalej išlo čím lepšie. Pentru noi a fost foarte greu, pentru că am început acest joc de la 1-0. Prvá otázka bola, že čo bude do budúcnosti. Pán trenér odpovedá, že budúcnosť sa uvidí, že teraz ho zaujímal výsledok tohto zápasu, aby sa potom mohol pripravovať pre budúcnosť. Ďakujem pekne. Ešte sú otázky. Iné, alte întrebări? Înainte de meci, am auzit cum patronul vă încuraja oarecum și vă spunea
chiar și dacă nu o să vă calificați, nu contează, important e campionatul și Champions League. L-ați crezut că nu ar fi așa important această calificare? Otázka znie, že ten patron, ktorý včera sme počuli, že vymenil behov niekoľkých mesiacov viacerých trénerov, pred zápasom hovoril presne opak, že nezáleží, či sa kvalifikujú ďalej alebo nie, ale nech hrajú slušný a na úrovni futbal. Orice discuție pe care o am cu patronul echipei consider că este foarte serioasă. Așa cum sunt discuțiile pe care le-am cu dumneavoastră. Všetky discuție care am s patronom, a ktorý klub financuje, sú vážne a preto nemám mať prečo obavy, lebo robíme dobrú robotu. Indiferent de ce spune dânsul. Bez ohľadu na to, čo on povie, pentru noi era foarte important să ne calificăm. Pre mužstvo bolo najvýznamnejšie kvalifikovať sa ďalej. Ďakujem pekne. Posledná otázka. Ulcumim, ultima întrebare. Zachránilo vás dnešné víťazstvo na stoličke Štravy? Či ho zachránilo dnešné víťazstvo? Referitor la paranteza de ieri. Dacă rezultatul de astăzi va salvat, vă menține mai departe pe scaunul antrenorului? Altă întrebare. Acum ai vcera, druga otázka, neodpovedă na také veci. Tak dovolte mi privítať medzi nami aj trenera domácich, FC Spartak Trnava, pána Pavla Hofticha. Dobrý večer. Permiteți-mi ca să-l invit în mijlocul nostru pe antrenorul echipei locale, Pavel Hoftich. A poprosim o zhodnotenie zápasu. Și îl rog să spună câteva cuvinte pe marginea meciului. Tak v první řadě blahopřeju soupeři k vítězství a k postupu, protože součet obou zápasů byl lepší a kvalitnější a ukázal to dneska plný síle. Felicită echipa din București care s-a arătat mai bună pe teren, mai matură și a câștigat pe merit. My jsme rádi, že jsme dobrým výsledkem z București přilákali plný dům. Suntem bucuroși că în urma rezultatului favorabil nou la București am umplut stadionul de acasă. A mohli jsme snít to postupu. Și am putut spera de a ne califica. Bohužel naše plány narušila brzo inkasovaná branka. Din păcate, planul nostru ni l-a ruinat golul care a venit foarte, foarte repede. A poté zranění klíčového obránce Petra Čverika. Și după aia, după rănirea apărătorului Cheie Čvirík, care ma problem s klíční kostí a možná to bude muset řešit i operaci. Care are anumite probleme cu sănătate, probabil va trebui să facă anumite operații. Tím zraněním jsme museli přeskupit řady a narušilo nám to, řekněme, i útočnou vazbu, kde prin înlocuirile care au urmat s-au afectat anumite legături dintre jucători în partea de mijloc a terenului și în atac. Kde jsme do záložní řady zasunuli Martina Mikoviče a ten jeho důraz nám v té ofenzivní části chyběl. De asemenea, Miculici, care nu se simte bine și ne-a lipsit în formație. Ale první polčas jsme přežili. Prima jumătate a meciului, cumva am supraviețuit la 1-0. A v druhém polčase až do inkasované branky na 2-0 si myslím, že jsme hráli slušnou partii. După marcarea celui de-al doilea gol, care a fost așa cu puțin noroc, cred că ați putut vedea că am jucat un fotbal de calitate. Měli jsme tam i určité šance nebo pološance a šance na vyrovnání.
au fost și anumite șanse sau pe jumătate șanse de a egala la 1-0? Bohužel po inkasované druhé brance a v zápětí třetí už soupeř dominoval a zápasy v pohodě dohrál. După marcarea celui de al doilea gol și mai ales după al treilea gol, deja adversarul a dominat copios meciul. Hráčům děkuji za poctivě odmakaný zápas proti hráčům děkuji za poctivě odpracovaný zápas. Mulțumesc pentru eforturile care s-au depus pentru organizarea acestui meci. Proti velmi silnému soupeři. În fața unui adversar într-adevăr de calitate foarte mare. Mulțumim pekne, otázky. Mulțumesc, întrebări. Ak môžem, tak dá sa teda úplne jasne povedať, že Stáva postupila zaslúženia, využila svoje šance na gól, bola lepšia, ale napriek tomu sa aspoň mne možno, alebo možno aj niektorým iným zdalo, že rozhodca bol troška na ich strane. Čo by ste vedeli vy možno k tomuto povedať ako vlastne ku klubu veľkého európskeho mena? Referitor la rezultatul cu care s-a terminat meciul, evident că a fost mai bună echipa din București, însă pare să că arbitrajul întrucâtva a fost de partea unui club de un renume european mai mare decât al nostru. Tak, jsem tam spoustu zákroků, třeba u západní tribuny neviděl. Anumite intervenții ale arbitrului nu le-a văzut, nu le-a sancționat. Ale většinou tak bývá, že se rozhodčí v těchto zápasech, když ho něco ne, přikloní na stranu silnějšího a bylo to tu loni i z Lokomotiv Moskva. În general este cunoscut nu numai la noi, ci și aproape peste tot că arbitrii sunt întrucâtva inclinați de a fi de partea celui mai puternic, celui mai de renume. Ale určitě to nebyla příčina naší porážky. Příčina naší porážky byla to, že soupeř byl. Nu a fost sub nici o formă motivul pentru care am pierdut acest meci. Ďakujem, další otázka. Mulțumesc, alte întrebări? Pán roku vlastně Sparta Trnava hra s druhým balkánským soupeřem, předtím hrali Slovenský Spartak Sofia a prehrali Sofii, teda mají ťažšiu východiskou pozici a postupili. A jednácky město vyzeralo optimisticky a dopadlo to takto vlastně Sofie Štová byla tak možná technickejšia, dala pěkný třetí gol a celkově to byl zdovatelný super. Chcem se chcel spýtať, že asi na tu ich taktiku, čo používajú balkánske mužstva, zdržiavanie, odkopávanie na tribúnu a tak ďalej, čo aj dneska robili, a ja dostanem to toleroval, že či by ste dostupom toho zápasu niečo iné vymysleli na takéhoto supera. Întreabă dacă în urma meciului de anul trecut cu Spartak Sofia, Levski Sofia, unde de asemenea s-a pornit în anumite condiții destul de avantajoase în favoarea echipei din Trnava, dar tot nici atunci nu s-a reușit și mai bine a pornit acum după primul meci din București, unde a câștigat cu 1-0, însă acasă a pierdut și nu s-a calificat. Dacă nu dorește domnul antrenor să aducă ceva modificări în tactica, în pregătirea, în desfășurarea meciurilor împotriva acestor echipe balcanice care au un anumit stil, un anumit fel de a juca altfel decât în Europa Centrală. Tak neměnil bych určitě nic. Bohužel zranění Čvirika přišlo nečekaně. Nu aș dori să fac modificări în ceea ce privește stilul de joc și tactica în cadrul echipei. Ani si nemyslím, že by Štava hrála nějak nekorektně. Myslím si, hrála. Chtěla hrát zápas, hrála dobrý fotbal a určitě to je lepší místo než Levski Sofia. Nici astăzi echipa Steaua
nu a jucat un meci, un fotbal urât, un fotbal dur, a jucat corect, au fost mai buni. Ești lepși și Levski Sofia. Și mai bun decât echipa de anul trecut, Levski Sofia. Nevidel, unde s-a skončil, am nerozumit. Nevidel, unde s-a skončil, am nerozumit. Dobre, sú ďalšie otázky? Pán tréner, kompletne z celého zápasu, čo bol rozhodujúci moment? Zranenie, prvý gól, druhý inkasovaný gól. Ce a fost elementul hotărător în sfârșitul meciului? Primirea golului foarte, foarte repede sau rănirea apărătorului Čvirík? Řekl bych tři věci, a to je inkasovaná branka za ní Čvirika a inkasovaná druhá branka. Cred că nu atât rănirea, ci încasarea primului gol foarte repede și celui de al doilea, așa cumva, nemeritat. Posledná otázka, nech sa páči. Ultima întrebare. Nebolo tam vidieť, ale tam vás rozhodca vykázal z ihriska, keby ste mohli k tomu niečo povedať bližšie, čo bolo dôvodom? Rozhodčí mne vykázal z hrište. A ja som to nevidel. Că arbitrul l-a poftit afară de pe teren. Dacă acest lucru n-a influențat desfășurarea meciului. Tak to bych vytýkal ukrajinským nebo ruským arbitrům nejvíc. Acest lucru l-aș aduce ca acuză cea mai mare arbitrului ucrainean sau sovietic rus. Protože před zápasem nás upozorňovali, že kaučovat smí jenom jeden a že ostatní členové realizačního týmu musí vlastně sedět na lavičce. Poate conduce meciul doar o singură persoană, ceilalți asistenți din apropiere trebuie să stea pe bancă. Ale z bucureșcii lavičke nebo z lavičky Štávy Bucureș neustále vyskakovali 3-4. Cu toate acestea, pe banca antrenorilor echipei bucureștene, tot timpul erau 2-3 în picioare și săreau acolo, făceau gesticulații. Při jednom vlastně nějakým při jedné artikulaci jeden z členů realizačního týmu vlezl do mého sektoru, takže já jsem si ten sektor pouze hájil a rukama jsem ho vykázal zpátky. Arbitru a considerat că nu a procedat bine când cu propria lui mână l-a așezat pe unul din banca antrenorilor să stea în banca lui, cum s-ar zice. Vykázaní jsme byli vlastně oba i kolegy. A v urma acestui gest au fost poftiți amândoi la tribună. S vykázaním nesouhlasím. Nu este de acord că a procedat corect arbitrul respectiv. Ďakujem pekne. Mulțumim. Tohoto z dnešnej tlačovej konferencie. Teším sa na stretnutie. Dovidenia. Ďakujem.